să ne conectăm pe Insta, Facebook și Twitter. Europa FM. Da, bine v-am găsit la rațiunea zilei. Cătălin Striblea a sosit în studio și pe Facebook și pe Insta și pe Twitter și pe toate rețelele posibile și imposibile, nu? Suntem aici, peste tot. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Toate bune? Da, mergem înainte. Mergem înainte, da? Înainte era mai înainte bine, așa, spre... era. Așa era. Așa era bancul ăla de pe vremea comunismului, pe el de atunci. Bine? Hai, să zice, da, acolo pe vremea aia, tot înainte, nu? Parcă așa se spunea, nu știu. Școala era școală. Ce vremuri. Școala era școală, da. Nu știu dacă învățam noi cele mai bune și utile lucruri, dar școala era școală. Da, nu poate să contrazică nimeni. Începem? Da, începem. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Prietene, a apărut ministrul interimar al educației, domnul Câmpeanu, care ne-a anunțat că școlile se vor redeschide, că vor reîncepe pe data de 8 noiembrie. Cum se va întâmpla asta? Nu știe nici domnul Câmpeanu. Deciziile vor fi luate vinerea, știți. Vinerea se decide pentru luni, deja programul ăsta. Zice domnul Câmpeanu că, domnule, dar așa a fost înțelegerea de la început, că e vorba de 2 săptămâni, nici mai mult, nici mai puțin. De ce doar 2? Nu putem să știm, pentru că, nu știu, a zis, trece valul, se termină, nu mai avem puncte de reper. Adică s-ar putea ca în București, de exemplu, să fie tot o rată de infectare de peste 10 la 1000. Departe de, cum îi zice? Acel prag. Acel prag calculat de 6, da? Așa era vorba. Pragul pe care însuși guvernul și l-a stabilit. Nu știm când, adică știm când pe 8, dar nu știm în ce condiții, dacă online sau fizic, se va decide. Mă aștept, înțeleg, din discursul domnului ministru, să fie totuși metode diferite. Adică acolo unde sunt rate mici de infectare, să meargă lumea la școală, cum e firesc, și unde sunt rate mai mari, să meargă lumea în online, așa cum iarăși ar fi firesc. Dar anunțul de astăzi vine cu aceeași mirare, adică, bă, dar de ce-ți fie oprit voi școala? L-am auzit eu pe domnul Raed Arafat într-un interviu la televiziunea publică, spunând că vor fi achiziționate acele teste cu salivă. Așa? Și toți copiii vor fi testați la intrarea în școală. Foarte bine. Asta și e poate se bazează pe această situație. Până acum nu exista testare la școală. Foarte mulți părinți s-au îmbolnăvit cu acest virus adus de către copil din clasă. Și poate din acest motiv, acum sunt sigur pe ceva, avem testare, testăm fiecare copil o dată de 2 ori pe săptămână sau pe lună. Ales că ăsta nu e un test intruziv, adică nu îți face rău. Pe de altă parte, mai avem o noutate și anume că fiecare școală va comunica gradul de vaccinare din școală. Asta e interesant, spune ministrul, că pe site vom ști câți copii sunt vaccinați în școala respectivă. Bine, majoritatea școlilor nu au cum să fie foarte mulți, pentru că e și o chestiune de vârstă. Deci, probabil că în unele licee vom avea grade mai mari de vaccinare. Domnul Câmpeanu a spus, domnule, sunt multe situații în care rata de vaccinare este de peste 90%. Wow! La nivelul fiecărei școli se va afișa pe site-ul propriu rata de vaccinare fără nume, zice domnul ministru. Rata de vaccinare a Ministerului Educației, adaugă el, este sub așteptări, 66%, și s-ar putea ca acest factor să fie luat în considerare atunci când se va stabili dacă școala poate funcționa cu prezență fizică. Vor fi și alți factori. Acum, pe ăștia-i ține secreți. Da, mă așteptam să amintească de testare, dar nu. Nu voi accepta ca deciziile să fie luate cu privire la evaluarea elevilor de către părinți și eleve. Evaluarea se va face de către profesori, asta pentru că a anunțat, mă rog, că vor fi mai puține teze. Nu e ăsta lucru cel mai important. Foarte interesant așa și ca atitudine națională, că ministrul spunea, domnule, vom recupera niște săptămâni de școală între 3 și 14 ianuarie. Poporul se opune, a făcut Consiliul Național al Elevilor, a făcut un sondaj
zice tot domnul ministru acolo, și a rezultat că nu-i bine să te duci la școală în perioada respectivă, că nu e bine, n-a ieșit. Stați că găsesc pe aici, are, cred că, un factor de ăsta de vreo 80%, dacă nu mă înșel. Deci majoritatea elevilor, părinților și profesorilor, 80% din 60.000 care au participat la un sondaj realizat de Consiliul Național, nu susțin prelungirea semestrului întâi în perioada 3-14 ianuarie. Pentru că știți, nația noastră pornește întotdeauna cu frânare. Adică, băi, noi nu putem începe anul de pe 3 să mergem la muncă. Noi până pe 14 ne organizăm. Știți, da, noastră, da, da, cum da, da. E? Hai mai greu, asta e o slăbiciune, așa, dar și un obicei național. Până pe 14 ianuarie venim, până pe 28 ne organizăm. La 1 februarie cred că ne apucăm un pic de muncă, că e mai aproape de Paște, când putem să luăm iarăși o bine meritată vacanță. Ce, Doamne iartă-mă, e asta? Mamă, deci noi, 80% din 60 de ani, să nu venim. Bă, nu, votăm, o să votez și eu aici cu Radu Constantinescu, că pe noi pică măgăreața asta. Parcă văd că pe 3 ianuarie parcă... salutăm pe ascultători, da, exact. Nu știu, pe la 7, așa, nu știu, am exact, un feeling. Da, zic să votăm, să facem un sondaj aici în redacție și o să vedeți că 80% dintre noi din redacție nu sunt de acord să vină pe 3 ianuarie. Păi, bineînțeles, iar eu vreau săptămâna de lucru de 4 zile. Hai să spun? 4 multe. Ce să mai... Mulțumesc, Cătălin, te așteptăm și mâine alături de noi.